Ce le recomandați vârstnicilor care au diverse comorbidități? Le recomandați totuși să facă un set de analize înainte de a face acest vaccin sau să nu facă acest vaccin? Pentru că am văzut că este o situație pe care aș vrea să o discutăm, cea din Norvegia, acolo unde 23 de vârstnici au decedat. Încă nu știm dacă din cauza administrării vaccinului. Sunt mai multe lucruri de spus ca situația să fie absolut clară. În primul rând că nu mă aștept cu nimic să fac analizele legate de partea de COVID, să-mi fac test PCR. Altceva ar fi important. Cei care au boli asociate, nu contează că sunt vârstnici sau nu, trebuie să ia legătura cu medicul curant și să vadă dacă afecțiunea pe care o au este echilibrată la acel moment. Contraindicațiile la vaccinare sunt extrem de reduse. În principiu, cu atât mai mult dacă avem boli cronice și o vârstă avansată, ar trebui să ne protejăm. Pentru că, Doamne ferește, dacă ne infectăm și facem boala, avem o probabilitate, din păcate, mare, ca să nu spun chiar foarte mare, de a face o formă severă, complicată. Deci mereu să punem în balanță beneficiile cu efectele adverse. Să vorbim concret de Norvegia, da? Acolo lucrurile nu au cum să fie clare și nici ei, Norvegia, nu au venit deocamdată cu concluzii. Ce înseamnă să ai concluzii? Înseamnă, în primul rând, să stabilești noțiunea de cauzalitate. Adică este evident că persoanele care sunt în vârstă pot să aibă diverse evenimente cu sau fără vaccin. Și atunci ar trebui să faci comparația între să compari populația vaccinată de acea vârstă sau grupa de acea grupă de vârstă cu cei care nu sunt vaccinați. Să vezi un număr egal, să vezi exact câți s-au vaccinat în intervalul respectiv de timp din acea grupă de vârstă, ce s-ar fi întâmplat cu un număr egal de oameni dacă nu erau vaccinați, să faci o comparație. Și în plus ar trebui să vezi acei 23 care, apropo, nu sunt dintr-un loc fix. Ei sunt din diverse puncte, adică din toți cei care s-au vaccinat de acea vârstă, este până la urmă o observație. Și acum trebuie lămurit dacă acele persoane pas cu pas, ce anume au avut la cauza decesului? Ce anume s-a întâmplat? Au fost boli cardiovasculare? Au fost lucruri care se întâmplau oricum și ce legătură? Și aici ar mai fi două aspecte, cred eu, extrem de importante. Hai să ne gândim că ar fi avut o legătură de cauzalitate cu vaccinul. Dar din câte milioane de oameni au fost? E clar că a fost un număr mare și în această grupă de vârstă, nu? Și în alte țări. Ați auzit undeva semnalat vreun caz similar oriunde în altă parte, ca de exemplu Marea Britanie, legat de acest aspect? Vă spun că din sursele pe care le avem, nu. Și atunci nu poți să tragi o concluzie deocamdată. Și doi, apropo de ceea ce spuneați, sigur că este evident că o persoană, mai ales dacă e vârstnică, în momentul în care se vaccinează, ar trebui să nu aibă, de exemplu, o simptomatologie acută, adică să nu fie febril pacientul, să nu aibă niște lucruri care să necesite, de exemplu, amânarea pentru o scurtă perioadă. Deci trebuie văzut acele cazuri. Noi nu avem informații, noi avem doar o observație. Nu avem pe masă informații concrete despre acele 23 de persoane. Și atunci este clar că vrem să lămurim aceste lucruri, dar e greu de crezut că din tot mapamondul se întâmpla doar în Norvegia. Că... Acum am văzut că se face o anchetă acolo și că autoritățile încearcă totuși să stabilească o concluzie. Dar e același vaccin peste tot și pe unde s-a mai făcut, tot legat de Pfizer, tot acele lucruri au fost, că Pfizer a fost primul, da?